Eu sunt Cristi, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi eu am revenit pe YouTube și am scârțit scaunul. N-am mai postat de mult după acel videoclip serios, cred că au trecut vreo 2 săptămâni și ceva. Îmi pare rău pentru chestia asta, dar astăzi am revenit. În primul rând, sper că v-au plăcut filmările de la începutul acestui videoclip. Eu am zis că mă apuc să fac alt content și n-a ieșit bine deloc. Am încercat, am editat, m-am străduit să fac filmările. Aveam filmările, dar n-aveam niciun subiect interesant. Mi-am dat seama că oricum aș încerca să fac chestia asta, n-o să iasă bine. Deci ce ați văzut la începutul acestui videoclip au fost filmările pe care eu le-am făcut în timp ce n-am postat, încercând să aduc un content diferit pe acest canal și nu mi-a ieșit deloc. Acum o să pun un titlu, am greșit, în paranteză, din nou, și o să pun un sad face din ăla și o să fac o dramă din asta, nu? By the way, la ultimul videoclip am văzut că v-a plăcut foarte mult și m-ați încurajat foarte mult și m-ați înțeles și mă bucur pentru chestia asta, vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Am avut niște comentarii foarte bune și pozitive, nu prea mi-am luat hate pe acel videoclip și pentru asta vă sunt recunoscător și vă mulțumesc. Suntem aproape 30.000 de abonați și pentru că am văzut că nu iese bine ce am făcut eu, m-am gândit să revin din nou la contentul pe care îl făceam eu până acum pe acest canal, doar că vreau să fac totul mult, mult mai bine, să mă străduiesc și să fac videouri interesante. Voi sunteți o comunitate genială pentru că ați reușit să mă înțelegeți și pentru că ați scris acele comentarii și vreau să vă răsplătesc cu o grămadă de videouri faine care sunt sigur că o să vă placă, o să facem challenge-uri și multe alte, o grămadă de chestii. M-am gândit că poate contentul ăla pe care am încercat eu să-l fac mai târziu, să mă aștept acum ceva... Nu... Să mă aștept acum ceva timp în care să postez atât ce vreau eu, cât și ce vor fanii și comunitatea, adică voi. Ăsta a fost mai mult un video de mulțumire în care v-am arătat și filmările pe care le-am făcut eu. Mulțumesc mult pentru atenția acordată, eu am fost Cristi. Dacă aveți vreo idee interesantă, nu uitați să lăsați în comentarii, iar noi ne vedem data viitoare, adică săptămâna viitoare, pentru că vreau să postez săptămânal, să văd dacă reușesc să fac, să postez chestii interesante în fiecare săptămână, pentru că mulți youtuberi din străinătate postează zilnic chestii interesante și în fiecare zi au câte un nou subiect. Deci sigur pot și eu să fac asta, doar că săptămânal. Deci eu am fost Cristi, iar noi ne vedem data viitoare. Hai, pa!